Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Sunt Ana Maria Ipate și vă voi prezenta prognoza meteo. Vă dau niște vești proaste. Ploile vin din nou, ajungând ca mâine valorile termice să aibă o scădere față de ziua de azi în regiunile estice și sud-estice, iar temperaturile maxime se vor situa între 19 grade în nord și 29 de grade și cele minime se vor încadra între 5 și 6 grade în depresiuni și 17 grade pe litoral. Să vedem cum va fi vremea mâine în regiunile României. În Maramureș este urât, va ploua în întreaga regiune și vor fi 21-22 de grade. Ajungem și în Crișana, unde temperaturile sunt scăzute. Se vor înregistra 23 de grade în întreaga regiune. Mergem în Transilvania, unde vremea este foarte urâtă. Aici se vor înregistra 21-24 de grade. Cred că locuitorii din Oltenia sunt foarte bucuroși pentru că aici, deși este înorat, nu va ploua. Vor fi 26-27 de grade. În Muntenia avem o vreme destul de frumoasă, doar în Pitești și în Ploie sunt câțiva nori pe cer, dar nu va ploua. În rest, avem foarte mult soare, se vor înregistra 25-29 de grade. Pe litoral, mercurul urcă până la 26 de grade. Avem un cer parțial înnorat, dar va fi destul de bine. În Moldova, mâine va fi o vreme destul de urâtă. Va ploua mai în toate județele. Se înregistrează temperaturi între 19 și 25 de grade, cu 22 de grade în județul Iași. Să vorbim și despre Pașcani. Azi a fost o vreme destul de urâtă, a plouat destul de mult, va ploua și noaptea, iar mâine temperatura va fi de 20 de grade, puțin mai frig ca astăzi. Vom avea un cer parțial însorit. Atât despre meteo, vă aștept și mâine pentru mai multe informații. La revedere!